Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial tutoriale gratuite, astăzi am un nou video pentru voi, un video mai mult informativ și un video în care vreau să vă cer ajutorul celor care vă pricepeți în chestii de genul acesta, bineînțeles. Vreau să vă povestesc tot ce mi s-a întâmplat zilele astea și așa mai departe, deci... Am fost plecat la țară în jur de o săptămână, am stat acolo, nu am avut pisiul la mine, deci nu am reușit să fac nimic pe canal și nu am reușit să fiu activ. Trecem peste chestia asta, am venit astăzi, astăzi fiind joi, momentul în care filmez eu acest video și uh, am intrat pe Paypal să văd uh, exact uh, cum uh, s-au trimis toate comisioanele, că știți cum e cu TypeStream și asta, de obicei verific chestia asta și am intrat pe TypeStream și am avut uh, <laughs> surpriza de a vedea că în contul de Paypal am minus 2 euro și ceva. Uh, m-am gândit, mai ce s-o fi întâmplat, deși am bănuit eu cam ce s-a întâmplat și e bine, bănuia mea a fost corectă, doi dintre cei care mi-au donat, unul care mi-a donat 2 euro și unul care mi-a dat 1 euro, au dat refund la donațiile respective. Întâi, haideți să, cum să zic, să atacăm problema în mele din punct de vedere moral, da? De ce ar dona cineva ca apoi să își retragă banii înapoi? Adică eu niciodată pe live-uri nu am obligat pe nimeni să doneze, nici nu am cerut donații. Bine, hai să zicem că asta e pe jumătate de adevărat, pentru că am acel goal, dar nu vă cer practic bani, pur și simplu cine vrea să mă ajute pentru a îmbunătăți conținutul de pe acest canal, bineînțeles, poate dona. Niciodată nu am cerut donații în mod direct să vă zic băieți, donați că am nevoie de bani sau ceva. Nu, niciodată n-am făcut chestia asta. Ei bine, acești băieți, nu o să le dau numele pentru că nu are rost, uh, uh, deci au donat, sunt doi, doi băieți diferiți, au donat 2 euro și 1 euro și au dat refund. Ce am citit eu pe aici când am mers la butonul de răspuns, secundă, când am mers aici la buton de respons, adică am opțiunea de a răspunde la chestia asta, ce scriu eu acolo că Uite ce scrie aici, item not received. Deci, ei, PayPal percepe chestia asta ca și cum ei ar fi cumpărat ceva și eu nu le-am trimis produsul respectiv. O chestie acum pentru cei care vă pricepeți și dacă mai sunt și youtuber printre voi, cei care urmăriți acest video, aș vrea să vă cer ajutorul și chiar să mă ajutați pe Facebook dacă e ceva. Cum să procedez în cazul ăsta, aici la response, pot să fac screenshot-uri și putem să discutăm mai exact ca să știu exact cum aș putea rezolva această problemă. În principiu, nu știu care ar fi uh, chestia, dar știu sigur că cei care vă pricepeți puteți să mă ajutați fără fără nicio problemă, deci cam asta mi s-a întâmplat la mie zilele astea, îmi uh, pare rău că există chestia asta în România, nu înțeleg de ce, de, nu știu, eu ca persoană, dacă aș dona cuiva și am mai donat anumitor persoane, anumitor YouTubers, știți și voi chestia asta uh, deci m-aș simți o prost în sufletul meu să zic așa, dacă aș face o chestie de genul acesta, deci e ceva complet, e ceva total nasol. Cum să faci chestia asta. Uh, deci da, cei care mă puteți ajuta, nu uitați să mă contactați pe Facebook sau undeva sau prin comentarii. Eu o, încer -o, o să încerc să rezolv problema asta alături de voi, v-am zis. Nu am mai uh, avut niciodată o problemă de acest gen și nu prea știu cum să... Um, răspund la aceste claimuri, dar cu siguranță că voi reuși să le rezolv și uh, mă adresez acum celor doi băieți, băieți uh, nu trebuia să donați banii aceștia ca mai apoi să îi retrageți, puteți pur și simplu să îi păstrați în buzunarul vostru și nu mai era nicio problemă, nu mai era nimic, acum uh, vom vedea, vom vedea cum se va rezolva problema, dar să uh, sperăm că nu veți mai face chestii de genul ăsta. Bun, cam asta a fost videoul de astăzi, băieți, nu uitați că s-ar putea ca seara aceasta să fac un live stream, nu vă zic 100% sigur, dar dacă nu seara asta, mâine seara sigur și după cum am zis, pe următorul live facem și extragerea de la giveaway-ul cu cheia de CSGO. Cam asta a fost videoul de astăzi, nu uitați să lăsați un like și un comentariu, bineînțeles, dacă mă puteți ajuta. Eu am fost Emi, voi ați pe canalul oficial, tutoriale gratuite, la revedere!